Bună dimineața, soare! În ciuda soarelui pe care îl vedeți voi, este o dimineață foarte, foarte, foarte rece, atât de rece încât eu am dat drumul la căldură, ceea ce recunosc că am făcut deja de la finalul lui septembrie, din ultimele zile. Stai așa, stați o secundă. Avem o problemă sub formă de udișor care vrea la mine în brațe. Bună dimineața, Udi, ce face mustăcioasa mea albă? Ce fac mustețile mele albe? Ce faci? Mai ești rea? Astăzi a fost o zi mai specială pentru că a făcut o boacă, nu? Dar, da, așa e când ai copii mici. Începem vlogul ăsta abrupt cu o cafea pentru că am nevoie de forțe proaspete, de-aia stau și la soare. După cum cred că observați, s-a schimbat cumva dinamica aici în birou la mine și m-auziți cu ecou pentru că e covorul scos din birou ca să-l curăț. Așa și încă n-am reușit să mă ocup de treaba asta. Este undeva în jur de... mă uitam acolo, da, mă uitam pe perete, dar nu mai am ceasul. Este în jur de 10 dimineața și eu vreau să-mi beau a doua cafea ca să prind forță, pentru că ce facem în vlogul ăsta? Reorganizăm, facem declutter. O să fie un daily vlog, nu o să fie un clip dedicat exclusiv declutterului sau reorganizării. Adică vreau să vă arăt așa în mare ce fac toată ziua. E un vlog mai spontan, așa. Prima parte din vlogul ăsta pe care am filmat-o am șters-o. Că e. Așa, dar partea bună este că mai avem de lucru, n-am terminat. Dacă v-ați uitat la mine pe birou, este haos și asta pentru că sunt multe chestii de aranjat și nu le-am pus, fiindcă trebuie să fac curățenie și să fac declutter și în birou aici, în sertarul biroului unde țin produsele de make-up. Aș vrea să-mi spăl și pensulele astăzi. Ce aș mai vrea eu să fac astăzi? Să rezolv cu colțul ăla acolo, pentru că dacă vedeți sau că am schimbat lucrurile, trebuie să termin tabloul ăla acolo și mai vine încă unul lângă el, vor fi două, în cumva... în oglindă vor fi și pe lângă asta am luat-o puțin înainte și am mai făcut ceva. Înainte de toate, hai să vă arăt peretele astea. Deci am făcut prima dată aici, dacă vă aduceți voi aminte, ăsta e colțul în care filmez eu de regulă și aici pe peretele ăsta erau două borduri din alea de plută, două pleci din alea de plută, să dăm un pic lumina mai așa. Ce ai pățit, mama? Erau două chestii din alea de plută care erau lipite de perete și pe care le-am desfăcut. Le-am dat jos pentru că mă plictisem de ele. Oricum nu le foloseam atât de mult cum mi-am imaginat eu la vremea la care le-am pus că le voi folosi. Aici era ceasul, dacă vă amintiți, fix în punctul ăsta aici unde stă tabloul. Era ceasul și am sprijinit tabloul ăsta pe perete. Pe holsul pe care era pus ceasul ca să văd cum ar veni la înălțimea asta și îmi place. Aici mă gândeam să schimb lucrurile, dar nu chiar acum, nu în daily vlogul ăsta, în alt daily vlog, mă gândeam să schimb pozele astea pentru că îi iubesc pe toți ăștia în continuare, mai ales pe el, dar mă gândeam să mai schimb lucrurile, că știți, eu sufăr de chestia asta cu schimbatul, în cazul în care nu v-ați dat seama, asta mi se întâmplă în momentul de față și vă explic imediat și de ce am lavabilă pe mâini. Sufăr de chestia asta cu mutatul mobilei, dar câteodată mă mai apucă să și dau, să și zugrăvesc, ceea ce fac în momentul de față. Și așa că mă gândeam să mai diversificăm lucrurile și o întrebam și pe Eugenia dacă n-ar fi prea narcisist din partea mea să pun în tablourile astea, să printez poze. Nu știu, cele mai frumoase poze pe care le-am făcut eu, în opinia mea, cele mai spectaculoase poze pe care le-am făcut, să le printez și să le pun aici, să fie un fel de perete de inspirație pentru anul viitor. Habar n-am. Spuneți-mi și voi cum vi se pare ideea asta. Bun.
Dar revenind la peretele ăsta, pe care îl vedeți voi în clipuri în general, am dat jos alea, că v-am zis, nu prea mă încântau. O să pun ăsta, o să mai vină încă unul acolo. Nu știu care o să vină, ăsta negru acolo sau cel alb aici, nu știu exact, nu sunt hotărâtă. Cert este că mi-am golit spațiul, mi-am scos și standerul de aici cu haine și nu-l mai bag, pentru că vreau să am mai mult spațiu, vreau să pară că este camera mai mare. Și ăsta trebuie terminat, celălalt trebuie terminat, trebuie de asemenea agățate pentru că nu sunt montate. Vreau să fac un aranjament cu masa asta pe care o voi pune aici în colțul ăsta pentru că de regulă aici filmez și am nevoie de ea aici și mă folosesc de ea. Și atunci vreau să fac un aranjament aici în zona asta. Asta micuță de aici se duce la locul ei pe hol. Și ce am făcut și motivul pentru care sunt mânjită de lavabilă este că, stați să mai dau un pic de luminozitate, este că m-am apucat aseară, pe la 9:30 așa, m-a trăznit aseară, să vopsesc peretele ăsta. El era gri, cum era griul de acolo, și m-a trăznit să-l fac alb, ca să mai lumineze puțin dormitorul, pentru că eu nu am... După cum știți, nu am geam decât aici, pe holul ăsta, la dormitor. Și atunci m-am gândit să fac peretele ăsta, cred că îl fac și pe ăsta. Ăsta din spatele șifonierului lui chiar nu contează pentru că oricum este acoperit. Și să rămână doar peretele ăsta ca accent, care îmi place. Adică ăsta îmi place foarte tare, mă plictisesem puțin de griul ăsta. Și de-aia am zis că mai bine să mai schimb lucrurile, să mai diversific și cel mai simplu mi este să schimb cu alb, pentru că albul este întotdeauna ușor de acoperit. Vopsea gri mai am, slavă cerului, din asta mai am destulă. Și ăsta rămâne așa, pentru că îmi place, încă îmi place foarte, foarte tare modelul ăsta. Nu m-am plictisit de el de fiecare dată când intru aici în casă, mă uit la el și îmi place cum arată. Așa că rămâne, doar că vroiam cumva să fie evidențiat și cel mai bine este să fac schimbarea. Adică în loc să fie majoritatea gri, să fie majoritatea alb. Că și așa mobila este albă și cumva se schimbă. Am pus aici asta. Pânza asta este de fapt cea care o să vină lângă cealaltă neagră, din partea cealaltă, doar că am pus-o aici ca să măsor, pentru că aș vrea să pun un tablou aici. Având în vedere, m-am gândit în felul următor, având în vedere că am peretele ăsta care este foarte fragmentat, am oglinzile de la șifonier, care și astea sunt fragmentate, am și acolo la arcada asta, am... același model ca pe perete, nu pot să fac un colaj, că inițial îmi pregătisem câteva pânze să fac un colaj de pânze, să fac un peisaj cu un colaj. Din păcate nu pot să pun colaj, că ar fi prea multe lucruri fragmentate și s-ar vedea prea multe chestii, ar fi prea încărcat. Așa că o să mă gândesc la un tablou mare, 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 care să fie exact cât caloriferul ăsta. Și de asta am pus ăsta aici și l-am pus ca referință, să văd dacă... e ok, sau dacă îmi trebuie mai mare și îmi trebuie o pânză mai mare decât asta. Asta nu știu cât are, 50 pe 80 sau 70, nici nu mai știu cât are pânza asta, dar asta o să merg în partea cealaltă. Acolo mai am de corectat puțin în colțul ăla astăzi pentru că am atins peretele și în funcție de câtă vopsea mai am, să fac și peretele ăsta astăzi, care n-ar trebui să-mi ia foarte mult. Da, eu am problema asta cu zugrăvitul. Chiar vorbeam cu mama și povesteam de mania asta pe care o avea și bunica mea și mătușa mea. Știți că v-am mai povestit, eu stați scuze, așa. Vă povesteam de mutatul mobilei și mutatul lucrurilor prin casă. Și am aflat că și mama suferă de chestia asta, doar că pe mama o apucă rar și la mama se... concretizează mai mult prin zugrăvit. Și am, de fapt, dacă stau bine și mă gândesc când eram copil mic, într-adevăr, pe mama o apuca zugrăvitul așa, nu știu, pentru că e joi dimineață, hai să zugrăvim. Știți, eram bucat de ce? Sau cu două zile înainte de Paște. Era... în toată primăvara era nu zugrăvesc acum, nu zugrăvesc de Paște, nu zugrăvesc de Paște, nu. Și cu două zile înainte de Paște, acum, azi, zugrăvesc. Deci, da, are și mama piticii ei. Prin urmare, i-am moștenit și pe ea, i-am luat și pe ea de la bunica mea, deci e un haos total în capul meu. Dacă vă întrebați de ce sunt așa de fluffy, este pentru că testez un șampon și un balsam nou și un tratament fără silicon și mi se confirmă încă o dată că eu am nevoie de silicon dacă vreau să nu fiu lesi. O să le aș vrea să mai fac o dată baie astăzi ca să vedem, pentru că
prima dată când l-am folosit, nu mi-am uscat părul cu fânul, l-am lăsat să se usuce, ceea ce l-a făcut să fie și mai fluffy și astăzi ajură să-mi usuc părul cu fânul, dar asta mai târziu. Pe lângă asta, mai am restul casei de aranjat pentru că este un haos general, dacă m-am apucat și am scos toate astea de aici și am început să arunc din chestii. E un haos absolutamente general, e dezastru în partea cealaltă, deci în bucătărie parcă a explodat o bombă atomică, nu vrem să ne uităm la ce se întâmplă în bucătărie, dar trebuie să rezolvăm și bucătăria astăzi. Pe lângă asta trebuie să fac și ceva de mâncare, probabil în timp ce voi face curățenie în bucătărie voi face și mâncare, pentru că de regulă la mine cam așa merg lucrurile. So yeah, cam asta ar fi planul pe vlogul ăsta. Woody s-a așezat în locul meu, unde altundeva, decât în locul meu. Îi place foarte tare acolo. Woody, mergem să curățăm covorul? Că din câte mi-aduc eu aminte, tu l-ai murdărit. Da. Hai, să zicem. Așa, curățăm covorul și după aia mă ocup de tablourile astea și după aceea ce facem. Nu știu, vă țin la curent. Vedem. See you later. Mai dramatică. Salutare! De data asta chiar de sub soare, că avem soare. A fost soare până la urmă toată ziua. Sunt ruptă. Ruptă! Am făcut cam tot ce mi-am propus. Dacă vedeți acolo s-a întâmplat ceva, vă arăt imediat mai în detaliu. Acum am la cuptor un chec cu mere. Am făcut un chec super rapid așa și mai are un pic să se termine de copt. Am făcut
ciorba aia de perișoare cu care mă amenințam de dimineață. Am făcut pe aici o grămadă de chestii, nici n-am reușit să filmez tot ce am făcut. Am făcut curățenie în majoritatea casei. Mai am de făcut în partea aia unde e depozitul, adică living. Nu mai am energie, deci simt că mi s-au umflat picioarele atât de tare, mai ales că cineva a abuzat de sare ieri, nu știm cine. Și da, covorul nu mi s-a uscat, which is amazing, aha, dar în rest totul bine. Am adunat și hainele de pe sârmă pe care le-am spălat. I'm so proud of me, nici nu aveți idee. Acum aș vrea să mănânc, mai stau 5 minute și vreau să mănânc pentru că mor de foame și în seara asta se necesită o baie, o depuriceală, cum zice mama, o depuriceală serioasă, și trebuie să mă ocup de fața asta pentru că, după cum vedeți, a explodat. Nu prea am avut grijă de ea în ultima vreme și cum nu am grijă de ea, cum... Așa, efectiv n-am avut chef să mă concentrez pe asta. Astăzi trebuia să fac și sport. Mă dor mult prea tare picioarele. Nu știu dacă mai reușesc să fac și sport. Măcar yoga, dacă aș reuși să fac mai târziu, ar fi bine. Da. Hai să vă arăt ce am făcut cu astea. Bun, nu știu cât le vedeți voi la lumina asta minunată care este acum, dar practic astea sunt două tablouri, dacă vreți să le spunem, pe care le-am făcut astăzi. Sunt așa abstracte și îmi plac foarte, foarte tare. Deci nici nu aveți idee cât de mult îmi plac. Ăla îmi place la nebunie cum stă acolo. Cred că ar merge totuși o idee mai jos, cred, nu știu. Am făcut și aranjamentul ăsta din boscheți, din bălării uscate, pentru că dacă am reușit să inserez bucata aia în filmare, în video, ați văzut că am fost să adun bălării uscate și m-am gândit că nu mai să fac un aranjament din asta cu boscheței, cu chestii din astea uscate, pentru că mi se pare că dă o notă mai caldă locului și mai ales că în condițiile în care nu mai am nimic pe aici, nu o să mai am stand-uri, nu o să mai am multe chestii, să pară totuși mai caldă atmosfera aici. Asta o să trebuiască să vină acolo, este practic fratele lor. Le-am numit Yin și Yang, Yin fiind negru, Yang alb. Și dacă vă uitați la ele, o să vedeți că seamănă foarte mult, doar că unul este pus cu sus în jos, adică ăla, și sunt practic în oglindă, în mare parte făcute. Da, așa. Și cam asta e. Le-am făcut și marginea, le-am pictat-o cu auriu și mi se pare că le face să arate mult, mult mai bine așa. Le face să arate mult mai curate, așa, mult mai, nu știu, ca și cum ar avea ramă, deci parcă așa arată. Nu se vede, din față nu se vede, dar din lateral când te uiți așa se vede și parcă au o ramă și sunt perfecte, nici nu le mai trebuie altă ramă. Bun, cam asta a fost. Să știți că mi-a luat destul de mult toată povestea asta. Dar îmi place foarte tare și mi se pare că schimbă foarte mult vibe-ul ăsta de aici, pentru că până acum eu mergeam pe vibe-ul la super glam, dacă știți, cu perle, cu ștrasuri, cu... să vă arăt, cel mai simplu este să vă arăt. Dacă vedeți vibe-ul meu, ăsta era, care încă îmi place, dar nu, parcă încep să mă îndepărtez de genul ăsta de vibe, parcă nu mai rezonez cu el atât de tare și peretele meu, acolo mai trebuie să acopăr puțin, pentru că încă nu s-a acoperit greșeala aia pe care am făcut-o, dar suntem bine. Așa, încep să mi se schimbe puțin vibe-ul în materie de decor și merg către chestii din astea puțin mai altfel. N-aș zice neapărat boho, că nu e stilul meu ăsta boho, dar cumva se schimbă lucrurile, mă rog, o să vedeți voi. Așa, da, aștept să reușim să-l agățăm și pe ăsta, dacă nu-l agăț eu cum l-am agățat și pe altul. Și am mai făcut un astfel de aranjament aici, pentru că dacă țineți voi minte, aici, stați să vedeți, să și vedeți de mine, dacă țineți voi minte, aici am
priza de la televizor și toate cablurile și toate aia și am mai făcut o chestie din asta ca să maschez, să camuflez toată povestea aia, pentru că mă chinui de mult să găsesc o plantă sau ceva care să meargă și iete că am găsit. Partea bună cu genul ăsta de aranjamente este, unu, că e super ieftină, pentru că puteți să o faceți și voi, dacă mai, chiar dacă stați în oraș, găsiți în parc niște bălării sau, nu știu, pe undeva, pe unde este un loc fără construcții pe marginea drumului. Partea iarăși bună este că rezistă, adică nu se ofilesc, nu au nevoie de întreținere. Un mic minus ar fi că s-ar putea, de exemplu, cum sunt astea, să se scuture. Nu neapărat asta, ci mai degrabă asta se scutură. Asta este, de fapt, un pomișor pe care l-am luat de la vecina mea, care are semințe și, dacă vedeți voi, nu știu dacă am reușit să le iau și să se vadă, astea sunt, e plin de semințe și asta o să se scuture. De fapt, dacă ne uităm pe aici, deja se văd că s-au scuturat. Chiar trebuie să dau cu aspiratorul, că au căzut pe jos. Dar, it's ok. Pentru moment suntem bine. Aștept să mănânc și să agățăm și tablourile astea, să vedem ce Dumnezeu îi facem și ăstuia de jos. So, this is it for the moment. Mă duc să facem face checkul și dacă este gata. Asta fără masca aia creepy pe fața mea, da, mi-am făcut o baie după ce am mâncat. Am mâncat aproape tot checul ăla, nu eu singură, dar am mâncat aproape tot checul și a fost delicios. Mai fac și mâine o tură pentru că am primit ouă, că asta era problema mea, nu aveam suficiente ouă în frigider, dar am primit ouă și voi face și mâine o tură. O să modific puțin ceva la rețetă. Dar ea a ieșit absolut delicious, checul meu, și mi-a plăcut la nebunie. Mie, neplăcându-mi checurile și pandișpanul în general, nu-mi place, mai ales când e simplu, mi se pare că e burete și nu-mi place și nu mănânc și foarte rar fac, și asta a fost o invenție a mea cu feliuțele alea de mere pe care am făcut-o eu odată când mă săturasem efectiv de checuri, pentru că mama nu vedea altceva în fața ochilor, roia în fiecare săptămână chec, 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 și mie mi-era silă și mai vreau și eu altceva și nu aveam alte chestii să fac. Și atunci mi-a tunat odată să bag feliuțele astea de măr, exact așa cum le-ați văzut astăzi, în tavă, și a ieșit gen delicios și are parfumul ăla de iarnă, de măr copt, pentru că merele nu se, dacă ați văzut, am filmat? Cred că am filmat la final. Nu intră complet în tavă, nu în cocă, când crește coca, ci rămâne așa pe jumătate afară și miroase a măr copt. Este mirosul ăla de iarnă, cu scorțișoară, cu zahăr, cu dulce. Mamă! Și este fos așa ăsta checul și e delicios. Este absolut delicios să-l încercați. O să vă zic mâine exact cum să-l faceți, că e super simplu. Este o rețetă super simplă de chec de făcut. Aș mai mânca și acum o feluie. Dar trebuie să dorm. E foarte somn, pentru că am făcut o grămadă de chestii astăzi. Am alergat de colo-colo și, după cum v-am zis, cred că v-am zis, nu mai țin minte, nu știu ce v-am zis de dimineață, chiar nu mai țin minte, am dormit 2 ore azi noapte, pentru că pe la 9:30 m-am apucat să fac peretele, după care am... după ce am terminat, am strâns pe aici, am spălat pe jos, am spălat plintele, am adunat toate materialele, am aspirat, am spălat, am curățat, am scuturat lenjeria, mi-am făcut patul, am făcut ordine, nu știu ce, nu mi-a mai fost somn.
Nu m-am mai luat somnul până pe la, cred că, 4. Nu s-a mai lipit somnul de mine și n-am reușit să dorm. Nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat, dar sper că în seara asta să recuperez. Acum este vreo 10, cred. 10? Nu, e 9. Ok, eu și găinile. Este 9, dar da, m-am băgat în cadă, m-am relaxat, mi-am pus niște sare din aia cu ulei esențial de lavandă și este atât de bună pentru relaxat mușchii. Mie ne plăcând nu-mi lavanda foarte mult, dar uleiul ăsta pe care l-am luat de la DM este minunat și chiar ar trebui să-l includ în favorite. Mâine, dacă dă domnul și sunt ok, poate reușesc să filmez și clipul cu favorite. Și nu, n-am mai făcut sport în seara asta, dar mi-a ajuns cât sport am făcut pe ziua de astăzi, numai cât m-am plimbat din casă afară și de afară în casă. Mi-am făcut o mască slash scrub de casă pe care o fac eu de regulă când simt nevoia de mai exfoliere mai profundă, așa. O să vă povestesc despre masca aia pentru că este și antiacneică. Când fac clipul cu hack-uri, cu trucuri, care vine, nu știu exact când vine, dar o să vină cât de curând. Și vă povestesc acolo tot despre acea mască. Mi-am făcut masca aia, în principiu, azi că am văzut ce conține, adică nu e cine știe ce inginerie chimică. Dar este foarte, foarte eficientă, cel puțin pentru mine. După care mi-am pus niște acid hialuronic și masca asta hidratantă de la SkinCeraVe din Dinei, care nu mi se pare atât de hidratantă. Adică dacă mă întrebați pe mine acum, aș putea să mai aplic. Plus că sunt într-o perioadă în care sunt foarte deshidratată, cum am zis, n-am avut grijă prea mult de ten. Și cred că și de aia a absorbit-o super repede. Dar nu-i problemă. Și ce am mai făcut? Am citit puțin, nu prea mult pentru că nu mă pot concentra, sunt obosită. Citesc din cartea asta, trebuia să o termin luna trecută și n-am terminat-o, am avut un maratonul de lectură, așa, să sperăm că nu scot ochii cu ea. Am avut-o pusă ca în maratonul de lectură pe post de obiectiv de citit și n-am ajuns la ea și așa că vreau să o termin acum. Este interesantică, interesantică până acum. Mi se pare destul de interesantică. Am mai dat de câteva noțiuni până n-am citit nici măcar o treime, n-am citit din ea, atât am citit. N-aș putea să zic că toate lucrurile pe care le-am întâlnit acolo îmi sunt necunoscute, dar sunt și lucruri interesante până în momentul de față, având în vedere cât am parcurs din ea, e bine. Bun, și cam asta ar fi pe seara de astăzi. Nu închid vlogul aici, mai facem și mâine. Vreau să vă arăt cum pun tablourile. Nu le-am pus în seara asta pentru că cineva n-a vrut să colaboreze cu mine. But whatever! Și ce mai facem mâine? Mâine, dacă avem iarăși o zi interesantă, dar ar trebui să fac niște poze, ar trebui să filmez, ar trebui să punem niște mutături. Cum spunea unui de-al meu, un cumnat de-al mamei mele, cumnatul mamei mele de altfel, le spunea la murături, le spunea mutături, iar murfatlariu era mutaflari. Da, și mâine ar trebui să punem niște mutături, să vedem. Dacă am și tot ce îmi trebuie pentru mutături, că nu știu dacă am suficient oțet. Conservantul l-am aruncat astăzi. Așa, mi-am adus aminte că am aruncat astăzi niște plicuri de conservant când am făcut curățenie în bucătărie, dar erau vechi oricum. Whatever. Și ce mai trebuie? Sarea? Nu știu ce mai trebuie. Văd mâine. Anyway. Da, deci mai povestim și mâine și vă mai zic și un alta, poate fac mândură, reușesc să fac și declutter-ul ăla în sertarul de make-up, că în seara asta nu m-am mai ocupat. Efectiv, bubuie capul, nu mai. Simt că iară începe să mă ia durerea de cap. Am avut zilele trecute o durere din aia de cap cruntă, soră cu moartea. Deveneam irascibilă de la ea, nu știu exact de la ce. Nu am răcit sau ceva, ci pur și simplu mă durea capul. Lucru care e foarte ciudat, pentru că pe mine nu mă doare aproape niciodată capul foarte tare. Adică sunt foarte rare situațiile astea în care mă doare capul rău de tot, astfel încât să devină incomod. Dar da, zilele astea au fost mai ciudățel, dar mi-am revenit. Acum băgăm Nani, n-am nicio mâță pe lângă mine.
Dar mă vor trezi când, pe la vreo 11 când o să adorm, 10-11 când o să, fix când o să mă iasum, o să apară, o să-i aud la ușă. Că au, geam, au un geam scos la bucătărie, le-am scos un geam ca să poată intra. E deschis ca să poată intra când vor ei. Dacă... Și, mă rog, și pentru Jimmy este și ușa de la pod deschisă. El știe să folosească și ușa de la pod. Și intră și ies noaptea, sunt ca pe bulevard, adică n-au niciun stres și când își aduc aminte, dacă se face fric sau ceva, mă strigă la ușă, că acum am închis ușile și nu prea le place aspectul ăsta, dar n-am încotro. Mie mi-e mai fric decât le este lor, ei măcar au blană. Bun, vă las, vă pup și vorbim mâine cu un nou chec. Mamă, deci abia aștept să mănânc chec mâine. Este o conspirație a universului împotriva mea. Salutare! Ce faceți? Evident, și Holby. Și-a făcut, v-a salutat și ea. Acum a intrat și Happy și Zdreanță pe fundal. Da, toată familia mea. Asta este... Este ora... Da, tot mă uit acolo. Să mă uit în direcția aia, n-am mai am ceasul. A reușit, am pus și al doilea tablou pe perete. Nu mai am ceasul acolo și mă uit, așa că trebuie să fac ceva cu un ceas, că îmi prindea bine ceasul aici. Acum îmi dau seama, pentru că ceasul meu de la laptop este mic. Da, și nu știu ce să fac, cred că o să-mi iau un ceas din la micuț de masă. Bun, anyway, nu asta vreau să vă zic, vreau să vă salut și să vă zic că am început o nouă zi de vlog lent. Foarte lent, este ora 2 în momentul de față și tocmai ce am terminat de pus mutăturile, o parte din ele cel puțin, am pus conopidă pentru că îmi doream foarte tare să pun conopidă. De câțiva ani îmi tot doresc să pun conopidă, mie îmi plăcând nu foarte tare conopida murată. Nu-mi place în niciun fel, altfel, nu-mi place în ciorbă, nu-mi place pane, nu-mi place nici cum conopida, dar îmi place murată. Și de, tot, de câțiva ani tot îmi promit că pun. Și n-am mai pus și iată
că anul ăsta m-am învrednicit și am pus. Pe lângă asta am mai pus și un borcan cu ardei iute. Mamă, deci. Am niște ardei iuți. Sunt atâta. Atâta. Dar sunt criminali. Sunt atât de iuți. Deci nu m-am atins cu degetele pe la buze după ce i-am tocat. Și simt că mi-am băgat acid în buzele. Simt convulsiile atâta. Sunt înfiorător de usturați. Și mama are o rețetă foarte bună de ardei murat, ardei iute murat. În care îi face dulci, știți? Mie nu-mi plac altfel, îmi plac dulci, murați și dulci și așa. Și m-am gândit eu să-i tai așa feliuțe cum îi făcea ea și să fac oțet așa cum făcea ea dulce și să-i pun. Dar am luat niște ardei din ăla bulgăresc, care era și verde, știți, care nu era atât de iute, să-i mai diluez puțin, pentru că sunt turbați, rău de tot ardei ăia. Am desfăcut ieri unul din borcanele pe care le-am pus și a ieșit o combinație super bună, așa că am mai pus unul. N-aș mai avea câțiva ardei, deci aș mai putea să mai pun un borcanel. Și am pus conopii de aia, mi-a luat destul de mult, mi-a luat o oră și ceva. Am fost și la magazin, până am venit de la magazin, până am pregătit totul. Acum aș vrea să mă apuc să fac acea prăjitură, dar să-mi beau cafea, că mi-am mai făcut o cafea, așa de middle of the day. Cana mea cu Harry Potter, cu Hogwarts. Apropo, am început ieri să mă uit la filmele Harry Potter. Le-am văzut pe primele trei până acum. Și după aceea vreau să fac sport neapărat, astăzi trebuie să fac sport neapărat, după care să fac acel chec pe care l-am promis, pentru că dacă ieri am făcut chec și a fost bun, am zis să repet figura și astăzi, doar că schimb, v-am zis că o să schimb ceva, o să vedeți. Mi-am pus asta pe mine pentru că am înghețat, apropo, am degerat pur și simplu în bucătărie. La mine în bucătărie e foarte rece. Este foarte întunecată și e foarte rece bucătăria mea și chiar dacă nu stai mult, la un moment dat te ia frigul. Așa că mi-am pus asta pe mine, dar, apropo de Harry Potter, am așa ceva pe mine. Am această bluză pe care am luat-o de la Brăila când am fost ultima dată, am găsit-o în Pepco. Și eu nu sunt adepta acestor printuri, știți că eu nu am bluze cu printuri, nu-mi plac printurile, nu-mi plac mesajele pe tricouri, adică prefer să fie că mai simple. Dar asta mi s-a părut prea simpatic ca să-l las acolo și am zis că pentru o zi așa în care stau acasă și fac diverse merge. Da, deci planul pe ziua de astăzi cam asta e în continuare, ar fi să fac acel chec pe care l-am promis, dacă reușesc să fac și un duș, ar fi minunat. Să-mi spăl părul, pentru că s-a îngrășat, în ciuda faptului că este zbârlit, este gras. Și să văd dacă reușesc să filmez. Am promis că și filmez astăzi. Ar că am trebuit să mă pun pe treabă. Dar nu știu dacă mai am lumină și timp și energie până atunci, dar să sperăm că o să-mi dea cafeaua asta. Așa, și acum pot să vă arăt pe de-ntregul colțul meu de filmat. Nu știu cât de bine îl vedeți voi. Dacă avem și un focus, ar fi minunat, perfect. Așa. Asta este colțul meu, mai nou, cu cele două tabloașe. Îmi place foarte tare cum se văd. Îmi place, nu știu dacă se înțelege ce am vrut să fac cu ele, nu știu dacă se înțelege că sunt în oglindă și că sunt, practic, yin și yang. Că de-aia le-am zis yin și yang, pentru că ar veni în oglindă. Adică ăsta e negru. Pe fundal negru, e alb cu fundal negru, ăsta e negru cu fundal alb și sunt și puse invers dacă vă uitați la linii, adică ăla are linia groasă sus, ăsta o are jos și mai sunt o grămadă de elemente pe care, mă rog, nu stau eu să le descriu acum, pe care le-am făcut în oglindă și faza haioasă este că mă uitam ieri la ele și văd o grămadă de chestii, adică pot să-mi imaginez din formele astea, pot să-mi imaginez o grămadă de chestii. La un moment dat mă uitam și vedeam o pădure, după care am văzut niște blocuri. So, da, îmi plac foarte tare și mai ales că sunt așa atipice, cel puțin pentru mine. Și zona asta de aici, mi se pare că arată super bine. Și da, de aici în ce o să vă vorbesc eu în
următoarea perioadă. V-am zis, aici este liber pentru că vreau să am spațiu aici. În primul rând că vine iarna și știu că o să fie foarte întunecată camera asta, dacă e, toate că este cea mai luminoasă. Și am zis că cel mai bine e să las gol ca să emane așa spațiu. Și pe lângă asta am vrut să am spațiu să fac poze, să-mi întind fundalurile, să mă întind aici, să fac de toate prostiile. Mi s-a uscat între timp și covorul, a dat Dumnezeu. Și da, cam asta sunt. Așa e bluza, dacă vreți să o vedeți. Oglinda a rămas aici la locul ei, pentru că asta rămâne la sfântul ei loc, că nu putem fără. Și cam așa. Asta ar fi update-ul până la momentul ăsta. Hai să îmi termin cafeaua. De fapt, nici n-am început ăsta. Să-mi beau cafeaua, să fac sport, să fac duș, să fac chec, să filmez. Mai am multe de făcut. Iar e o zi de-aia super haotică. But it's good! E bine! See you! Bună dimineața! Da, este the next day în care... În primul rând, asistăm la lupte greco-romane. Și în al doilea rând, da, ziua mea de ieri n-a mai mers cum așa cum am planificat. Am pus cardul în laptop. Hristoase. Am pus cardul în laptop ca să descarc ce am filmat și de acolo am făcut sport, cum am promis, și de acolo ziua mea a luat o întorsătură total ciudată. Am mâncat tot checul iarăși pe care l-am făcut ieri, nu doar eu, dar l-am mâncat pe tot, oricum nu e prea mare. Și am adormit pe la 7 și ceva, pe la 7 și jumătate. Am făcut o baie și m-am muiat atât de tare baia aia, încât la 7 și jumătate am picat lată. Da, știu, sunt o babă. Problema este că m-a trezit prințul la 10 jumate și de la 10 jumate până pe la 4 n-am mai adormit, ceea ce e minunat. Da, iarăși am vreo 2 ore jumate la activ în noaptea asta, exceptându-le pe alea de la 7 la 10 jumate. Ce faceți mă acum? Ce faceți mă acum? Ce faceți mă acum? Uitați-vă la mine. Dar ei se iubesc, să știți. Ei se iubesc acum. Dar ei așa se iubesc. Așa e dragostea la ei. Și ăsta e ritualul din fiecare dimineață și în fiecare seară. Adică... Yeah. So, încheiem vlogul ăsta de aici, din birou, dintr-o lumină foarte plăcută. Mă bucur că am mutat birou iarăși aici, lângă geamuri, pentru că întotdeauna îmi dă un vibe bun când îl mut lângă geamuri. Mai ales pe parcursul iernii am mai multă lumină și simt că iau și eu contact cu lumina și cu soarele și că îmi încarcă energia. Și mă apuc de ziua de astăzi, care o să fie iarăși foarte lungă. Cel mai probabil în următorul daily vlog vom aranja și garderoba, pentru că este nevoie să îmi schimb hainele de primăvară-vară cu cele de toamnă-iarnă. Încă n-am făcut treaba asta și cel mai probabil atunci vom face acest lucru. Prin urmare, bear with me. Vă pup, vă mulțumesc dacă ați rezistat la daily vlogul ăsta și mai ales dacă ați rezistat până aici. Ne vedem în următorul clip. Ciao!